Așteptăm tramvaiul de un sfert de oră. Dacă ar circula mai des, nu s-ar face aglomerație. Primăria Timișoara nu știe că e pandemie și că azi e zi de lucru și oră de vârf. Pentru că sunt mașini parcate pe marginea drumului sau e ambuteiaj mare, iată nici tramvaiul nu poate să meargă. Și un singur rând de mașini. Dar suprapune singura bandă liberă cu linia de tramvai. Ah, sunt mașini parcate. Prima bandă. Ups. Și uite așa tramvaiul circulă rar și încă și întârzi. Și poliție din Timișoara nu prea văd să intervină, să aibă grijă. Fac ordine. Și uite așa oamenii se enervează, se infectează, după care emigrează. Chiar și din Timișoara. Ce miros ciudat aia. Gândași de beci. Calea șagului. Tramvaiul încă nu a ajuns în stație. Nu chiar arhi plin, dar tot ar trebui să circule mai des. Pardon?